Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Iubiți credincioși, cea mai delicată problemă a postului mare, în punct liturgic, este cum se poate brăzdui buna vestire a Maicii Domnului. Pentru că există o oarecare contradicție între bucuria deplină a unui praznic și starea de pocăință și de lucrare deosebită a postului. Pe din afară așa sunt anumite incompatibilități. Și cred că este prilejul extraordinar pentru noi să învățăm ce înseamnă acest lucru pentru noi, pentru viața noastră. Pentru că așa, dacă v-ar spune teologia sărbătorii și cum se poate ține acest praznic, nu cred că ar fi foarte interesant. Interesant este că acest praznic face parte din viața noastră și este un mod de viață. Cum ne învață Biserica să ne purtăm cu bucurie din viața noastră? Toată viața poate să fie privită ca o sărbătoare, pentru că așa și este. Numai că trăim într-o lume în care a te bucura într-un realism că ai dobândit ceva, poate să însemne o ațintire a săgeților către tine. Dacă nu ești atent și declari toate bucuriile pe care le trăiești, dacă se vede așa pe tine că ești un om mulțumit, cu siguranță că au grijă ceilalți să nu mai fie așa de mulțumit. Cam așa se întâmplă cu sărbătoarea cea mare a Bunei Vestiri. Și anume, este un praznic luminos, numai că perioada în care se află este una de post, este una de îndeliciri duhovnicești, altele decât bucuria pe față. Și anume, astăzi am învățat la acest acatist. În primul rând, ca termen tehnic, vreau să lămuresc câteva aspecte. Din limba greacă, verbul katavazo înseamnă a sta jos. Un a așezat înaintea oricărui verb îi dă înțelesul din partea cealaltă. A katavazo, a sta în picioare, a nu sta niciodată jos. Păi cred că e pentru noi această situație. Ați auzit expresia românească să nu te culci pe ureche. Adică să nu stai pe ureche. Să nu crezi că dacă bucuria e a ta, nu se gândește cineva să-ți o ia. Nu. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că mesajul, după părerea mea, al acatistului din seara aceasta, este acela de a ne păzi bucuria, astfel încât să nu ne poată fura nimeni. V-am mai spus și în alte ocazii care este valoarea omului și cum că am tras eu smeritul și nemernicul o concluzie că valoarea omului este ceea ce nu poate să-i fure oțul. Dacă ai în cap anumite lucruri foarte bine așezate, nu ți le poate fura nimeni. Dacă e o calitate pe care toată viața ți-ai șlefuit-o, cu siguranță că nu ți-o poate fura hoțul. Hoțul poate să-ți fure maxim instrumentele cu care să ajungi la a șlefui ceea ce știi să faci mai bine. Dacă ești zugrav, poate să-ți fure scara, poate să-ți fure materiale, poate să-ți fure gretiera, dar meseria nu ți-o poate fura. Dacă ești scriitor, cu siguranță că nu poate niciun hoț să intre în mintea ta și să-ți încurce gândurile. Dumnezeu să-L odihnească, Mitropolitul Anania și-a scris primele două drame în timpul în care era încarcerat. Avea vreo 20.000 de versuri în cap pe care n-a putut să-i le fure niciun torționar. Și când a ieșit din pușcărie, le-a scris pe hârtie, dar ele erau scrise în primul rând în cap. Asta este valoarea omului. Valoarea omului este aceea care îl definește pe om ca fiind un om liniștit atunci când vede că tot ceea ce a adunat material dispare și poate să spună, da, eu le-am făcut, eu pot să le fac încă o dată. Cred că acesta este mesajul serii noastre. Acela de
a învăța cum să ne purtăm cu lucrurile pe care le-am dobândit. Cui putem să le arătăm, cu cine putem să le împărtășim, cui putem să vorbim despre ele, pentru că, iată, trăim o perioadă de post. Dacă vă veți uita în calendar și vă veți uita și veți spune că pe 28 vine Paștele, adică se termină postul, să nu vă amăgiți. Postul lumii acesteia nu se încheie niciodată. Bucuria este de post. Da, bucuria este de post. Trebuie neapărat să știm că ceea ce am plănuit trebuie să rămână în noi. Nu trebuie să fie dat pe față tot amănuntul unei plănuiri, pentru că, cu siguranță, vrăjmașul va avea foarte mare grijă să fure din entuziasm, să fure din legăturile cu ceilalți care te pot ajuta să ajungi undeva. Vă dau un exemplu. M-am dus la cineva și i-am cerut un lucru care nu-i mai trebuia. Și m-a întrebat, ce vrei să faci cu el? Și când am face vreau să fac cu el, nu mi l-a mai dat. Pentru că a zis că face și el. Deci avea lucrul acela, cred că, de ani buni. O să vă întrebe întotdeauna cineva căruia îi solicitați ceva, de care cu siguranță nu are nicio nevoie, dacă vă întreabă ce vreți să faceți cu acel lucru, nu vreau să credeți că vă învăț la vicleșug. Evitați un răspuns pe față. Evitați pentru că puteți să intrați în conflict și el să creadă că, uite, domne, nu m-am gândit eu atunci dacă lucrul e al meu, o să fac eu acest lucru. Ei, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le învățăm unii de la alții. Și astăzi am învățat de la Maica Domnului că s-a dezlegat înțelesul acesta al unei sărbători deosebite și deosebite luminoase, cum este Buna Vestire, cum se poate prăznui. Și anume, astăzi, din câte ați înțeles din slujba acatistului, se face, de fapt, pomenire unor victorii asupra perșilor, unor lupte care s-au dat în jurul Cornului de Aur, Istanbulul de astăzi, și din această bucuria victoriei putem să învățăm ceva. Există în același timp bucuria că s-a obținut victoria, dar și oarecare reținere de la a avea o bucurie entuziastă prin amintirea câtor oameni au murit ca să se obțină victoria respectivă. De aceea, înțelesul este și mai profund pentru viața noastră. Noi avem victorii de o parte sau de alta, dar să nu uităm că înainte de victorii ne putea stârpi vrăjmașul cu o singură lovitură. Vă imaginați, erau, după cum spune acatistul, o proporție de 1 la 10. Trebuia să se lupte un locuitor al Constantinopolului cu 10 perși. Vă imaginați că omor 1, 2, 3, dar până la 10, sigur îți ia cineva cu tot. Cam așa se întâmplă cu noi. Sunt vrăjmași pe lângă noi și, dacă nu suntem atenți, oricând ne pot anihila. Dar accentul nu cade pe această situație, pentru că ne învață acum Maica Domnului, prin imnul acatist, cum ne prezintă situația. Veneau și pe mare cu monoxilele, cu acele corobii dintr-un singur lemn, și pe uscat, dar Maica Domnului a stănit un vânt, astfel încât a aruncat toate monoxilele, toate corăbiile, le-a aruncat între stânci și după mare n-a mai venit nimeni. Nu putem să ne apărăm de tot. Dar putem să facem un singur lucru, să nu ne culcăm pe ureche, să fim întotdeauna treji, să fim în picioare, așa cum ne învață verbul grecesc, catavaso, de la care vine acatistos. Acatistos, va să zic că înseamnă să stăm în picioare, să stăm întotdeauna pregătiți, să nu ne culcăm pe ureche, să fim pregătiți că viața este frumoasă în măsura în care noi suntem pregătiți, să o lăsăm să meargă frumos. Dacă ne vom entuziasma prea tare, cu siguranță că vrăjmașul va veni să fure bucuria noastră,
Dacă însă nu vom băga în seamă prea mult, cu siguranță că tot vrăjmașul va veni prin foarte multe vicleșuguri, începând de la stare de depresie până la toate celelalte, să ne arunce într-un pesimism din care să nu mai scăpăm niciodată. Așadar, a sta în picioare înseamnă acatistul din seara aceasta, a sta în picioare înseamnă a sărbători viața, dar fără să facem prea mult tam-tam. Așa se ne așteptăm.